Salut, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de duminică 23 ianuarie, o să fac un bilet. Pe biletul de ieri am pierdut, din păcate. Am avut la Atalanta cu Lazio. Lazio, Atalanta am avut 3 plus, nu s-au dat nici măcar un gol. S-a terminat 0 la 0 și el a fost singurul meci care n-a ieșit. Atletico Madrid a fost un meci cu foarte multe goluri, 3-2. Am zis 2 plus, mergea jucat acolo 3 plus single. Astăzi o să joc așa, din Anglia, Crystal Palace cu Liverpool, meci interesant, Crystal Palace pe la mijloc. Vor veni și meciurile acestea când a fost după perioada asta de iarna, în care acum au fost și aglomerat cu meciul de Cupa Ligii, mulți jucători care plecați pe la Cupa Africii. De exemplu, au și ei selecția națională pe Mane și pe Salah, care nu vor juca, două piese extrem de importante pentru Liverpool. Liverpool e acolo pe locul 2, o echipă extrem de puternică, dar și Crystal Palace poate pune ceva probleme. A făcut egal cu Southampton, a bătut pe Everton, a făcut egal cu Brighton. Cred că se vor da goluri aici. O să joc în timp ce Liverpool are o medie de 3,2 pe meci. O să joc aici 26 goluri. Liverpool n-a făcut decât într-un meci 6 goluri. 26 goluri la 1,25 cotă. Apoi meciul din Spania. Am ales un meci mai neatractiv. Rayo Vallecano cu Athletic Bilbao. Rayo Vallecano pe un loc bun. Se află pe locul 6. Evoluții bune, mai ales pe teren propriu. Rayo Vallecano merge foarte bine. Și Bilbao se află nu departe de ei, la vreo 3-4 puncte în spatele lui Vallecano. Au multe absențe, vezi, Dorfila, Ribre, Marcos, Muniain, Sanchez și Alvarez. În ultimele 3 întâlniri directe au fost goluri de ambele părți. Vallecano pe 8, Bilbao pe 10. Iar în meciurile de acasă, Vallecano, iată, e pe 2. Are 8 victorii, 2 egaluri, 20 de goluri marcate. Eu o să joc pe Vallecano că marchează la o cotă de 1,40. 1.42. Vallecano marchează. Următorul meci o să joc din Germania, Hertha cu Bayern. Bayern pe prima poziție. Pare că va avea un an ușor și anul acesta. Nu au prea mulți absenți, vreo 2-3-4 absenți, dar și-au revenit și Gnabry și Sané. Cred că vor fi goluri aici. În ultimele meciuri au fost 4-0 pentru Bayern, 5-0 pentru Bayern. Un festival de goluri. O să joc 3 plus goluri la Hertha cu Bayern München. Chiar dacă dă și Hertha, cine știe, face o surpriză Bayernul. Un 2-2, un 3-2. 3 plus golul la 1.40. Iar apoi Napoli cu Salernitana. Este un meci în care Napoli trebuie să se trezească. A avut meciul slăbuțe în ultima perioadă cu Bologna, cu Sampdoria, dar este egal cu Juventus, înfrângere cu Spezia, înfrângere și cu Empoli și cu Atalanta. Deci a avut oscilații mari. Astăzi totuși cu Salernitana, o echipă foarte, foarte slabă, care a primit 3 de la Udinese, 5 de la Inter, 3 de la Lazio. Probabil că vor fi goluri multe. 3 plus și aici la o cotă de 1.45. Din aceste 4 cote avem o cotă totală de 3.60. Ăsta ar fi biletul meu pentru ziua de duminică. Mai sunt două meciuri pe care vreau să le joc astăzi. FCSB cu CFR Cluj. Va fi un meci cu puține goluri probabil, așa cum a fost mai mereu. Par de ultima partidă când a fost 4-1 pentru CFR. Rest a fost 2-0, 1-1, a mai fost un 4-1 CFR, 3-0 FCSB. Cum FCSB l-a pierdut pe cel mai bun jucător al lor, l-au vândut de fapt. CFR Cluj e o echipă solidă, știm că se apără foarte bine, este deja la o distanță foarte mare față de locul 2, CFR-ul e la 10 puncte fața FCSB. Probabil un X2 și 0-3, 2-0-3 la o cotă de 1.65, de asemenea ar mai fi de jucat lângă acest meci Leipzig cu Wolfsburg. Leipzig acasă joacă mult mai bine, Wolfsburg e pe la retrogradare, a avut un sezon absolut mizerabil, o să joc Leipzig câștigă oricare din prima repriză 1 sau doar repriză 1, 1.28. Empoli cu Roma, un meci care trebuie să fie dezechilibrat, Roma ceva mai sus, dar nici Empoli nu stărau, au avut niște victorii foarte, foarte surprinzătoare, victorii care i-au urcat un pic și în Italia meciurile sunt destul de haotice, au avut un 1-1 cu Spezia, au bătut pe Verona, au bătut pe Napoli, au bătut pe Udinese, X2 și 2 plus la 1.52. Deci ăsta ar fi meciurile acesta, Leipzig câștigă oricare repriză, X2 și 0-3 la CFR și X2 și 2 plus la Roma. Asta ar fi al doilea bilet cum ar veni, care tot așa am fost să faceți o cotă undeva la 3. Astea sunt biletele mele pentru ziua de duminică. Sper să avem mai multă baftă decât ieri, unde am pierdut doar pe meciul lui Atalantei. A fost un meci surprinzător de prost, Atalanta a fost cu multe absențe, n-am luat în calcul acest lucru. Astea sunt punturile, mersi de atenție, vă urez baftă la pariuri și nu uitați să vă abonați, lăsați și voi în comentariu cu ce părere aveți voi de meciurile din seara aceasta. Mersi de atenție, baftă la pariuri!